Salutare și bine v-am regăsit! În acest episod o să facem setup-ul local pentru Laravel. Vom instala Composer-ul prima dată, vom instala Laravel-ul, vom crea un nou proiect și vom face un virtual host pentru WAMP. Prima dată trebuie să accesăm site-ul de la Composer pentru a descărca Composer-ul să-l putem folosi. Intrăm pe Google și scriem Composer sau intrăm direct pe getcomposer.org. Eu le-am deja instalate, dar o să trec și eu prin proces. Composer-ul este practic un tool care ne ajută să gestionăm dependențele unui proiect, care pot fi fie pachete, fie versiuni de PHP. Poți să menționezi în Composer că este necesară minim versiunea 7.4 de PHP, să zicem. Mergem pe Get Composer, dăm pe Download, iar aici avem Download and Run Composer Setup. Așteptăm să se descarce. Să-l mutăm partea asta. Și aici avem fie bifăm această căsuță, dar mie, după cum spuneam, zice că este deja instalat, dar bifăm această căsuță, îi dăm next, nu contează, îl fac peste, mai dăm încă o dată next, lăsăm totul așa cum este și dăm skip aici, nu folosim niciun proxy și install. Next și finish. Iar în acest moment, dacă deschidem consola, și scriem Composer, ar trebui să vedem ceva de genul acesta. Ne arată toate comenzile care sunt disponibile în Composer. Și asta înseamnă că avem Composer-ul instalat și putem să rulăm comenzi în Composer. Acum putem să închidem Composer-ul și mergem pe Laravel, Get Started, în cazul meu cel puțin, Get Started on Windows. Și coborăm un pic mai jos. Avem două metode prin care putem să instalăm Laravel-ul. 1. Prima metodă este doar să creăm un proiect folosind această comandă. În cazul de față, Example App este doar numele proiectului. O să schimbăm acest nume. Fie, prin Composer, instalăm global installerul de Laravel, după care putem să folosim comanda Laravel New. O să folosim această comandă. Și în momentul acesta, dacă scriem Laravel, ar trebui de asemenea să vedem aceste trei comenzi pe care ni le pune la dispoziție Laravel. Accesăm acum site-ul unde vrem să facem proiectul nostru. Două secunde să văd dacă aici, da? O să deschid și un CWAMP www. În momentul acesta am intrat aici, CWAMP 64 www. Ne întoarcem pe site-ul Laravel și avem comanda Laravel New și numele aplicației. Laravel New, Laravel. O să ne apară logo-ul și începe procesul de creare a aplicației. Ne-a apărut și folderul Laravel, cum se numește aplicația noastră, cu toate fișierele. Acum instalează din Composer dependințele pe care le are Laravel-ul și așteptăm să instaleze. Ok, accesăm. În acest moment, dacă deschidem localhost / Laravel, ar trebui să vedem acest folder. Motivul pentru care nu vedem pagina, homepage-ul de la Laravel, are o pagină prestabilită care apare, este pentru că Laravel-ul, în momentul în care accesezi ruta către Laravel, că indexul principal se află în folderul public. Ca noi să vedem aceste fișiere, trebuie să scriem în continuare / public. Și avem homepage-ul de la Laravel. Și aici intervine virtual host-ul de care vă spuneam, pentru că nu vrem de fiecare dată să scriem, să punem și / public acolo, vom face un virtual host care o să pointeze către acest folder. Cum facem acest virtual host? Intrăm în WAMP, mergem în bin, apeși versiunea respectivă, conf,
extra, iar aici avem un folder httpd-vconf, vhost. Deschidem în editor și aici avem virtual host-ul pe care el îl are prestabilit în momentul în care îl instalăm. Ați văzut că noi putem să scriem localhost și el, când scriem localhost, trimite automat în folderul www. O să copiem tot ce se află în acest virtual host și aici să spunem laravel.local. Iar aici trebuie să adăugăm în continuare laravel public, la fel și mai jos. Salvăm, închidem și dăm click pe W-ul de la WAMP de jos și dăm Restart All Services și așteptăm să se redeschidă serverul. S-a deschis, ia să vedem, laravel.local. Hai, HTTP, laravel, local. Am uitat încă un lucru, trebuie să mergem în Windows, System 32, Drivers, etc. și deschidem fișierul hosts. Iar aici mai jos, același lucru, 127.0.0.1 și scriem ruta pe care am definit-o noi. Și dacă dăm refresh, acum laravel.local trece prin acel virtual host și ne trimite automat către www.laravel.public din WAMP. În acest moment ne-am creat un proiect de Laravel, am făcut și virtual host-ul și am instalat atât installerul de Laravel cât și composerul. Din episodul următor o să începem să ne uităm la structura acestui framework, o să vedem rutele cum se definesc, o să discutăm despre controlere. Până data viitoare, nu uitați de like și nu uitați de subscribe. Ciao!